rog ca să deschideți cu mine Sfânta Scriptură la Psalmul 110. Vom medita pentru puțină vreme la acest psalm și sper ca să fie pentru voi o încurajare. Știți că în ultima perioadă am petrecut mult timp în psalm. Dimineață vorbim cu fratele Radu, zice, cred că ești cam apăsat așa. De ce? Zice, când ești în depresie, predici din psalm. Și așa este. Psalmii sunt un leac foarte bun pentru depresia spirituală. Sunt un leac lăsat de Dumnezeu, un leac care ne încurajează, un leac, un medicament pentru sufletul nostru, pentru că privim la psalmiști care deseori sunt apăsați, sunt frustrați, trec prin dificultăți și vedem felul în care Dumnezeu lucrează în viața lor, vedem felul în care Dumnezeu se revelează prin ei și felul în care psalmiștii prin nădejde și felul în care pot ca să traverseze aceste perioade de dificultate. Și fiecare dintre noi, cu siguranță, la un moment dat, dacă nu la cele mai multe momente din viața noastră, într-un fel sau altul, traversăm momente de dificultate. Psalmul 110 este un psalm de încurajare ultimă până la urmă. Este un psalm care, prin prisma profetică, privește la Domnul Iisus și caută să ne încurajeze arătând care este finalul istoriei, care este finalul lucrării Domnului nostru Iisus Hristos. Este un psalm al lui David. Lucrul acesta îl știm nu doar din titluri care îl avem în acest psalm, în Biblie noastre. Autorul psalmului este confirmat pentru noi de Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos în Matei 22, în Marcu 12, în Luca 20, folosește acest psalm în dezbaterile lui care le are cu fariseii și îl atribuie acest psalm lui David. Mai mult decât atât, Domnul Iisus Hristos clarifică pentru noi că acest psalm este despre El. De multe ori există foarte multă dezbatere teologică asupra acestui psalm. Despre cine e acest psalm? Despre cine vorbește autorul când zice Domnul a zis Domnului meu? Vorbește David despre el? Vorbește cumva la persoana a treia? Este un fel metaforic de a vorbi? Despre ce este vorba? Mi se pare total inutil această discuție și această dezbatere când Domnul Iisus Hristos clarifică pentru noi că acest psalm este despre Mesia, este despre Hristos, este despre El. Acest psalm este citat inclusiv în predica din Fapte 2, unde din nou este clarificat și atribuit lui David și despre Domnul Iisus Hristos. Este un psalm de încurajare maximă și ultimă pentru cei care își pun credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și în același timp, este un psalm de avertizare pentru cei care nu se află sub domnia Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea ca în această dimineață să parcurgem împreună acest psalm și să vedem în mod concret, în mod aplicativ, care este încurajarea și care este avertizarea? Care este încurajarea pentru cei care îl au pe Domnul nostru Iisus Hristos ca și Domnul lor? Și care sunt avertizmentele pentru cei care nu l-au și nu au această siguranță a mântuirii? Este foarte ușor ca să devii descurajat în această lume. Este foarte ușor ca să ajungi într-o stare de apăsare și de depresie. Și pentru creștin, în acele momente, această promisiune care o vedem în acest psalm, această siguranță că lucrarea aceasta a Domnului Iisus Hristos este sigură și că El lucrează în continuare și o va duce la bun sfârșit, este leacul cel mai bun pentru acea apăsare. Însă dacă nu ești în Hristos și nu l-ai pe El ca și Domn și Mântuitor, nu ai niciun motiv în această dimineață sau în orice altă zi să crezi că lucrurile vor merge cândva mai bine. Și Biblia nu are pentru tine decât avertizmente, decât
avertizmente de a te întoarce de pe calea pe care te afli, din răzvrătirea în care ești și să te întorci la Domnul nostru Iisus Hristos, unde este singura speranță și singura încurajare. Domnul a zis Domnului meu. Subiectul psalmului este stabilit încă de la început, tematica psalmului este vorba de Domnul Iisus Hristos. Avem aici, așa cum am văzut și în alt psalm, acea repetare a titlurilor lui Dumnezeu. Domnul, adică Yahweh, aici este clar vorba despre Dumnezeu Jehova, despre Dumnezeu Creatorul, a zis Domnului meu, aici se folosește un alt termen, Adonai. Ideea este că aici este o conversație, o convorbire în lăuntru Sfintei Treimi. Și ce har ni se acordă nouă ca să putem să tragem cu urechea la o discuție care se poartă în interiorul divinității. În această dimineață, David ne lasă, ne permite Dumnezeu prin David, prin profetul lui, ca să ascultăm o discuție care se poartă între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Ca să vedem care este planul tainic al lui Dumnezeu. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. Putem observa din această primă propoziție două aspecte. Vedem că Dumnezeu Tatăl vorbește cu Dumnezeu Fiul și vedem că Dumnezeu Fiul este arătat ca și având o anumită stare și o anumită poziție. Starea lui este că el șede la dreapta Tatălui. Iar poziția lui este la dreapta Tatălui. Lucru foarte important. Starea Domnului Iisus Hristos este una de șezut, de odihnă. Și este la dreapta Tatălui. Și vedem că această stare și această poziție are și o durată de timp. Până când va fi în această stare și până când va fi în această poziție de a șede la dreapta Tatălui? Până voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. Această imagine, acest tablou a Domnului Iisus Hristos, care stă la dreapta Tatălui, ar trebui ca să ne inducă nouă o stare de liniște. Noi care parcă asta nu putem face, să stăm liniștiți, să fim liniștiți, da? Vedem lucrul acesta de la cei mai mici copilași până la cei mai mari oameni. Sfântul Augustin cred că zicea la un moment dat că cel mai mult rău în lumea aceasta este produs din faptul că oamenii pur și simplu nu știu să stea liniștiți. Nu știu să stea într-un loc, să-și vadă de treaba lor, să aștepte, să aibă răbdare. De aceea e foarte important. Am mai discutat lucrul acesta. Biserica are și un rol didactic. De la copilul de 3 ani și până la omul de 30, 40, 50, 60 de ani, să-l învețe să stea liniștit. Măi omule, dacă stai într-un loc 2 ore și pur și simplu taci și nu faci nimică, nu se întâmplă nimic. Nu se năruie lumea. Nu se spulberă nimic. Da? De ce? Pentru că Dumnezeu este în control. Pentru că Hristos stă la dreapta Tatălui și domnește. Ca atare tu poți să stai liniștit. Cei necredincioși nu au această nădejde. Cei necredincioși nu au un domn care stă liniștit la dreapta Tatălui. Și de aceea ei trebuie să alerge. Ei trebuie ca să se epuizeze. Ei trebuie să se consume. Ca să-și cauzeze viitorul. Ca să-și câștige un viitor. Auzi și creștini, vorbind despre felul acesta de a viețui. Trebuie să câștig un viitor pentru copiii mei. Ce naiv poți fi. Ce ignorant poți fi. Dacă există un viitor câștigat pentru copiii tăi, este câștigat în Hristos. Dacă nu, tu nu poți câștiga nimică. Creștinul poate ca să stea, să se odihnească în Hristos, pentru că misiunea lui Hristos este completă, este sigură. Pentru că Tatăl a zis Fiului, stai la dreapta mea. Pentru că Fiul a coborât din slavă și a îndeplinit lucrarea care a dat-o Tatălui și ca drept răsplată i s-a spus să stea la dreapta Tatălui. Până când? Până în ziua când va pune odată pentru totdeauna pe vrășmașii lui sub picioarele lui. Aici este încurajarea pentru noi și în același timp este o avertizare pentru cei care nu-L au pe Domnul Iisus Hristos ca Domnul
lor. Pentru noi este o încurajare, pentru că noi putem ca să stăm sigur la umbra Tatălui nostru, la fel cum Dumnezeu Fiul stă la dreapta Tatălui. În liniște, în odihnă, în siguranță. Domnul Iisus Hristos nu este nesigur despre rezultatul lucrurilor. Nu stă la dreapta Tatălui și îl tot trage de haină. Tată, o să rezolvăm problema sau nu o să rezolvăm problema? Oare am murit cu un scop sau am murit pe degeaba? Domnul Iisus Hristos stă și domnește împreună cu Tatăl de acum și știe că problema este rezolvată. N-ar trebui nici noi atunci să ne tot foim aici pe pământ. De parcă lucrurile sunt nesigure. De parcă finalul nu este asigurat. Oare ce se va întâmpla? Oare cum va fi? E drept că cea mai multă foială noi o facem pentru lucrurile materiale. Nici nu ne prea punem întrebarea despre ce va fi spiritual vorbind. Nu pentru că avem siguranța mântuirii, din păcate, mulți dintre noi, ci pentru că nu ne prea interesează problema mântuirii. Nu ne prea preocupă problema mântuirii. Ar trebui să ne zbatem, spiritual vorbind, ca să ajungem să nu ne mai zbatem. Ca să ajungem să realizăm că lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos este completă. Și această încurajare, care pentru noi este o sursă de liniște, această realitate că Dumnezeu domnește, că Domnul Iisus Hristos este la dreapta Lui și că vrășmașii Lui vor fi sub picioarele Lui. În original este cu mult mai expresiv. Este ceva de genul, până când voi pune pe vrășmașii tăi ca și un taburete la picioarele tale. Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos, care acest psalm îl descrie ca și șezând la dreapta Tatălui și își odihnește picioarele asupra vrășmașilor Lui. Îi strivește odihnindu-se. Așa de puternic este Dumnezeul nostru, Mântuitorul nostru, că își odihnește picioarele și odihnindu-și picioarele asupra vrășmașilor Lui, îi distruge. Ce liniște ar trebui să provoace pentru noi lucrul acesta. Avem un Mântuitor care își distruge vrășmașii și nici măcar nu transpiră. Nici măcar nu se obosește. Nici măcar nu este un efort pentru El. La fel cum tu te duci acasă astăzi și te pui în fotoliu și soția ta îți aduce un taburete sub picioare să te odihnești până când prepară masa și stai în tihnă și te odihnești, Hristos stă odihnit la dreapta Tatălui și își strivește și își distruge vrășmași. Într-adevăr, Biblia vorbește despre o luptă spirituală care se poartă. Dar a înțelege din asta că există cumva un efort din partea lui Dumnezeu sau că Dumnezeu are o frică că s-ar putea ca această luptă să fie pierdută, este blasfemie. Lupta este câștigată. Lupta a fost câștigată înainte ca să înceapă. Și Dumnezeu nu este în niciun fel exasperat sau obosit sau consumat din această luptă. La un moment dat în psalm, Dumnezeu este arătat ca și un Dumnezeu care stă în ceruri și râde de cei răi. Să uită la oameni, să uită la păcătoși, să uită la națiunile care sunt înverșunate împotriva Lui și râde de ei. Este un Dumnezeu care stă amenințat. Oare voi face față la complotul acestei lumi? Oare voi putea ca să-mi protejez copiii pentru care am murit de la atacurile satanei? Oare voi fi în stare ca să fac față și să-i aduc până la final? Este o aberație. Domnul nostru Iisus Hristos, care a plătit pentru a răscumpăra un popor, care a plătit pentru a mântui oameni din toate națiunile, șade la dreapta Tatălui și domnește de acolo și în odihna Lui își strivește vrășmașii Lui. Ca tare, pentru noi este cea mai mare încurajare, iar pentru cei care nu L-au pe Dumnezeu ca Domn și Mântuitor, este cea mai mare avertizare. Vine acea zi când Dumnezeu Tatăl va pune pe vrășmașii Fiului sub picioarele Lui. Ce ești astăzi în relație cu Dumnezeu?
Ce ești astăzi în relație cu Fiul lui Dumnezeu? Ești fiul de Dumnezeu? Ești răscumpărat prin jertfa Lui? Sau ești un vrășmaș al lui Hristos? Nu pleca de aici liniștit sau încurajat dacă nu ai o relație corectă cu acest Dumnezeu. Vreau să spun foarte răspicat și foarte clar, dacă nu ești mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos, nu am nicio încurajare pentru tine această dimineață. Decât dacă îți pui încrederea în Domnul nostru Iisus Hristos și intri într-o relație corectă, decât dacă El plătește pentru păcatul tău și te iartă de păcatele tale și te transformă dintr-un vrășmaș într-un fiu de Dumnezeu. Și atunci vei putea beneficia de această încurajare în Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul va întinde, spune psalmistul, din Sion toiagul de cărmuire al puterii tale, zicând, stăpânește în mijlocul vrășmașilor tăi. Observați felul în care vorbește psalmistul și felul în care vorbește Dumnezeu. Domnul va întinde. Este un lucru cert. Este un lucru sigur. Și deja vedem toiagul cărmuirii întins pe acest pământ. Deja vedem că Dumnezeu lucrează prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, prin biserica Lui, încă din aceste zile. Domnul va întinde, cu siguranță, este un lucru cert, din Sion toiagul de cârmuire al puterii tale. Observați un lucru. Puterea este deja a Lui Hristos. Cârmuirea, dreptul de cârmuire și puterea de cârmuire este deja lui Hristos. Dumnezeu întinde toiagul de cârmuire care este a lui Hristos. Hristos nu este în așteptare să preia această autoritate. Hristos nu este în așteptare să câștige această autoritate. Hristos nu așteaptă să vadă dacă va câștiga bătălia și după aia va avea această autoritate. Hristos are această autoritate astăzi și Hristos are puterea necesară de a impacta această lume cu autoritatea Lui. Pentru noi, faptul că El are această autoritate, faptul că El are această putere de a stăpâni în mijlocul vrășmașilor Lui este o încurajare. Pentru noi care astăzi ne aflăm în mijlocul multor vrășmași. Lumea în care trăim este una care este împotrivită, împotriva lui Dumnezeu. Societatea în care trăim este una care este în dușmănie cu Dumnezeu. Și dacă ei sunt în dușmănie cu Dumnezeu, noi vom fi vrășmașii lor. Dacă astăzi nu te afli într-o oarecare vrășmășie cu societatea în care trăiești, cu cei din jurul tău, s-ar putea să nu trăiești o viață foarte creștină. În momentul în care îl reprezinți pe Dumnezeu, în momentul în care îl proclam pe Dumnezeu, cei din jurul tău, de la nivelul cel mai apropiat, la nivelul cel mai mare, de la coleg până la guvern, vor începe ca să se poziționeze împotriva ta. Mai puțin poate în România, unde încă trăim cu această iluzie măcar, că suntem o națiune creștină. Dar întrebați-i pe frații noștri din Suedia, avem astăzi musafiri din Suedia. Cum stau lucrurile acolo? Să vedeți încotro să îndreaptă lumea civilizată. Și ceea ce ne așteaptă pe noi aici în România peste 10-20 de ani, că noi suntem așa, cam la 20 de ani în urma vestului civilizat. Din ce în ce mai mult, dacă trăiești pentru Hristos și dacă ridici glasul și proclami adevărul lui Hristos, vei fi un dușman al societății din care faci parte. Dacă nimeni nu este vrășmașul tău astăzi, s-ar putea că nu trăiești o viață care îl arată pe Hristos sau s-ar putea că nu proclami adevărul lui Hristos. Aia nu înseamnă că trebuie ca să te iei în ceartă cu toți oamenii. Asta nu înseamnă că tu trebuie ca să cauți ca să fii vrășmaș cu cineva. Împotrivă, Biblia ne spune că trebuie să trăim în pace cu toți oamenii. Dar această pace nu trebuie să sacrifice adevărul. Această pace trebuie ca întotdeauna să împartă lor pacea lui Dumnezeu. Prin vestirea Evangheliei, prin chemarea la pocăință.
un singur lucru schimbă în viața ta și vei vedea felul în care vei fi perceput de acum înainte ca și un vrășmaș sau ca și unul de nedorit. Caută în mod activ ca să nu părăsești vreo interacțiune cu un om nepocăit fără să-l evanghelizezi. Caută lucrul ăsta. De fiecare dată când te întâlnești cu un nepocăit, da? Caută ca să nu te desparți de acea persoană până când nu-l confrunți despre păcatul lui, până când nu-l confrunți despre faptul că trebuie ca să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Și vei vedea cât de repede vei fi evitat. Vei vedea cât de repede vei fi perceput ca și un ciudat. Este foarte ușor să fii acceptat și să fii plăcut de toți oamenii. Taci din gură. Dar asta nu-i dragoste. Și asta nu-i adevăr. Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii tale, zicând, stăpânește în mijlocul vrășmașilor tăi. Ce curaj ar trebui să provoace în mine și în dumneavoastră lucrul acesta. Faptul că Hristos are toată puterea și toată autoritatea și faptul că această lucrare se va întâmpla cu siguranță. Nu dacă va întinde, ci Domnul va întinde. Domnul va face această lucrare. El va exercita această autoritate prin această putere care este a lui în veșnicie. Încurajare maximă pentru creștini ca să facă această lucrare, pentru a trăi în mijlocul vrășmașilor după voia lui Dumnezeu. Și avertisment pentru cei care nu fac acest lucru, pentru cei care nu sunt a lui Dumnezeu. Vei fi vrășmaș al acestui împărat? Sau vei fi rob al acestui împărat? Copil înfiat. Împăratul vine. Cârmuirea lui vine. Împărăția lui se va stabili. Este inevitabil. Poporul tău, zice psalmistul, este plin de înflăcărare când îți adun oștirea. Cu podoabe sfinte ca din sânul zorilor, vine tineretul tău la tine ca roa. Ce încurajare pentru noi! Să înțelegem că Dumnezeu are un popor. Să înțelegem că acest popor este al lui, este personal al lui. Nu este ceva generic. Și acest popor este al lui, vedem imediat prin faptul că este chemat, da? El își adună oștirea, dar este al lui pentru că este dornic ca să fie al lui. Tu îți aduni poporul acesta care este plin de înflăcărare. Arde pentru Dumnezeu. Un lucru minunat. Ca să înțelegi că pe de o parte, poporul lui Dumnezeu este chemat de Dumnezeu, dar această chemare rezultă într-o transformare a voinței noastre încât noi vrem ca să-L urmăm pe Dumnezeu. Suntem dornici și arzători ca să facem lucrarea lui Dumnezeu. Și acest popor, spune psalmistul, este nu doar dornic, nu este doar al lui Dumnezeu, nu este doar chemat, ci el este echipat cu podoabe sfinte. Nu este vorba de podoabele exterioare. Nu este vorba că pocăiții sunt cumva mai bine îmbrăcați decât alți oameni. Ci este vorba că cei care sunt din Dumnezeu sunt echipați, înzestrați cu lucrarea Duhului Sfânt, prin prezența Duhului Sfânt, sunt sfințiți de lucrarea lui Dumnezeu. Și ei când vin înaintea lui Dumnezeu și când fac parte din oștirea lui Dumnezeu și când lucrează pentru împărăția lui Dumnezeu, fac acest lucru echipați de Duhul lui Dumnezeu. Ca din sânul zorilor, vine tineretul tău la tine ca roa. Cred că este o descriere metaforică a nașterii din nou. Cred că se descrie felul în care, într-un mod inexplicabil, se reînnoiește lucrarea lui Dumnezeu și vedem oameni aduși la viață în fiecare zi. Lucrul acesta este o încurajare pentru tine și ar trebui să fie încurajare. Faptul că împăratul acesta are un popor, faptul că împăratul acesta are o oștire, o armată prin care își lucrează agenda lui duhovnicească pe acest pământ, ar trebui să fie o încurajare pentru tine. Faptul că această armată duhovnicească este echipată cu podoabe sfinte,
cu o armură sfântă ar trebui ca să te încurajeze. Faptul că acest popor este personal cunoscut de Dumnezeu, faptul că este chemat de El și este dornic ca să-L slujească, ar trebui ca să te încurajeze. Faptul că este echipat pentru această slujire și faptul că este înnoit în mod perpetu, faptul că Dumnezeu naște oameni din nou în fiecare zi, în fiecare generație. Ca și slujitori, de multe ori, ai tendința să fii fatalist. Să te uiți la lucrarea la care o faci și să spui întrebarea, măi, ce se întâmplă dacă nu mai pot? Ce se întâmplă dacă nu mai pot? Ce se întâmplă dacă nu mai am putere? Ce se întâmplă dacă nu mai am voința necesară? Să așa de descurajat. Și să nu înțelegi că Dumnezeu are un popor și o știre mare. Și adaugă la ea în fiecare zi. Și cheamă în ea în fiecare zi. Și echipează oamenii în fiecare zi. Lucrarea lui Dumnezeu, în mod ultim, nu depinde de mine și nu depinde doar de dumneavoastră. Fiecare dintre noi a fost chemat și înzestrat ca să facem o lucrare. Dar în mod ultim, Dumnezeu lucrează și reînnoiește lucrarea Lui în fiecare zi. Și lucrul acesta îl vedem prin faptul că oameni vin la pocăință în fiecare zi. Să dea Domnul, ca și printre noi, să se simtă această lucrare a reînnoirii. Și să vedem o trezire prin care oameni de pretutindeni din orașul acesta și din țara aceasta să vină la Dumnezeu și să fie născuți din nou în fiecare zi. Lucrarea lui Dumnezeu este singură, sigură. Și El își face această lucrare prin poporul Său. Un popor mare, un popor dornic, un popor pregătit și un popor care este înnoit prin lucrarea Duhului Sfânt în fiecare zi. Ca tare nu trebuie ca să fii descurajat. Dacă treci printr-o vale spirituală. Și trebuie ca să mergi înainte lui Dumnezeu. Dornic ca să fii folosit de El. Mulțumitor pentru lucrarea care o face prin tine și în afara ta. Pregătit ca să-L slujești. Și să slujești pentru scopurile împărăției. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în viac în felul lui Melchisedec. O altă încurajare minunată. Vedem cât de mare este miza, cât de mare este garanția care o avem. În primul rând, vedem că tot ceea ce se discută aici se discută în acest termen. Domnul a jurat. Domnul a făcut o promisiune care este sigură. Și ca să înțelegem cât de sigură este acest Dumnezeu care ne învață Biblia că nu se schimbă, că nu se poate schimba, că este imuabil, spune, nu-i va părea rău, nu se va lepăda de acest jurământ. Tot ceea ce El a zis, tot ceea ce El a promis, toată misiunea aceasta Domnului Iisus Hristos este ca și realizată pentru că ține de jurământul lui Dumnezeu. Câtă siguranță putem noi avea ca și creștini prin faptul că avem promisiunea lui Dumnezeu, prin faptul că Dumnezeu a jurat și că El nu-și va schimba părerea niciodată, nu se va lepăda de decizia Lui niciodată. Nu numai că a jurat lucrul acesta, nu numai că El a promis lucrul acesta, dar suntem încurajați prin faptul că L-avem pe Domnul Iisus Hristos, care este preot în viac. Scopul preotului este ca să vină în mijlocire pentru poporul lui. Scopul preotului este ca să vină și să mijlocească în mod continuu. Și noi avem un preot care știe problemele noastre, care știe nevoile noastre, pentru că le-a simțit pe pielea lui. A fost ispitit în toate, dar fără păcat. Și El astăzi și pentru totdeauna va sta la dreapta Tatălui și va mijloci pentru copiii Lui. Ca atare noi putem fi siguri de rezultatul care ne așteaptă pentru că Dumnezeu a jurat, pentru că El nu se schimbă și pentru că Domnul Iisus Hristos face această lucrare de mijlocire în mod continuu pentru noi. Trebuie să fim încurajați pentru că El nu face doar lucrarea de preoție, dar El are și
această chemare, această autoritate de domnitor, de împărat. De aceea, psalmistul adaugă în felul lui Melchisedec. El nu este doar mijlocitorul nostru, dar la fel cu Melchisedec a fost și preot și împărat, și preot și domnitor. Domnul Iisus Hristos este preot și împărat în veșnicie. El domnește și în același timp El intermediază relația între noi și Dumnezeu Tatăl. El este mijlocitorul nostru, El este singurul mijlocitor. Și lucrul acesta este o promisiune pentru noi. Pentru că juruința, promisiunea lui Dumnezeu, este aplicată în viețile noastre prin jertfa Domnului Iisus Hristos, mediată prin preoția Lui. Și în cele din urmă, noi suntem robii Lui, suntem copiii Lui, El este împăratul nostru și lucrul acesta va fi adevărat în veșnicie. Domnul, de la dreapta ta, spune psalmistul, zdrobește pe împărații în ziua mâniei Lui. Din nou, un avertisment și o încurajare în aceeași propoziție. În societatea în care trăim și în zilele în care trăim este foarte ușor să devii descurajat de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Și să spui întrebarea, Doamne, până când vor merge lucrurile tot așa? Până când cei răi o vor duce bine? Până când vom fi asupriți dacă facem ce este bun și plăcut înaintea ta? Până când? De la an la an lucrurile parcă merg mai rău. Mai ales în România. Bine, noi suntem și așa mai plouați. Chiar dacă ar merge bine lucrurile, noi tot ne-am plânge. Dar într-adevăr merg rău. Și este foarte ușor ca să fii descurajat. Să te uiți ce se întâmplă în jurul tău, cu marele puteri în această lume, da? Să uiți ce se întâmplă în China, și în Rusia, și în Suedia, și în Germania, în Austria. Și zici, măi, nimeni nu-i mai oprește pe ăștia. Auzi că nu știu unde s-a declarat că e legal pedofilia, auzi că nu știu unde e ok, nu știu ce, auzi că nimeni nu-i mai oprește pe ăștia. A luat-o la vale, merge în râpă lumea asta. Să fii deprimat de ceea ce vezi în jurul tău și să crezi că nu mai există nicio speranță. Încurajarea este că nicio putere, nicio autoritate, nicio națiune, nicio putere politică nu va putea sta împotriva lui Dumnezeu în acea zi de judecat. Încurajarea este că vine o zi în care toate autoritățile acestui pământ care au luptat împotriva lui Dumnezeu vor fi zdrobite. Cu ușurință de Dumnezeu. Avertismentul este pentru cei care își pun nădejdea în acele puteri și acele autorități. Vai, numai dacă în România ar veni nu știu cine la putere. Vai, numai dacă la noi ar fi mai mult ca în Occident. Vai, dacă am face, nu știu, dacă ar trimite nemții niște experți la noi să ne guverneze. Nu, avem unul, nu? Un președinte neamț. Cum merge treaba? Ne punem încrederea în aceste autorități umane și sperăm că ele vor rezolva problema. Nerealizând că toate aceste autorități, toate aceste puteri până la urmă vor fi zdrobite de Hristos. Și El va rămâne singura autoritate. Pentru vreme aceste autorități, ne învață Biblia, că au fost lăsate pe pământ de Dumnezeu. Și cât timp ele afirmă ce este bun și pedepsesc ceea ce este rău, își îndeplinesc mandatul de la Dumnezeu. Dar în final, orice guvernator, orice președinte, orice prim-ministru va trebui să îngenuncheze înaintea lui Hristos și să recunoască autoritatea lui supremă. Și nu vor vrea. Și Dumnezeu, în acea zi a mâniei lui, îi va zdrobi. Pentru noi, cei care astăzi ne simțim amenințați de la aceste autorități, simțim că ele conduc lumea mai departe de Dumnezeu. Simțim că ele se împotrivesc bisericii și lucrării lui, lucrării ei. Încurajarea este că aceste autorități nu sunt finale. Că vine o zi în care toate vor fi zdrobite. În care Hristos va domni peste întregul pământ. Iar pentru cei care și-au pus încrederea în aceste lucruri pământești, avertismentul este că ele vor fi zdrobite și tu vei fi zdrobit împreună cu ele. Dacă nu, te lepezi de ele
și îți pui încrederea în Domnul nostru Iisus Hristos. El face dreptate printre neamuri. Totul este plin de trupuri moarte. El zdrobește capete pe toate, pe toată întinderea țării. Avertismentul și încurajarea este cât se poate de clară și este prezentă chiar la începutul versetului. El face dreptate printre neamuri. Pentru cei care iubesc dreptatea, este o încurajare. Vine o zi în care dreptatea va fi făcută. Pentru cei care sunt socotiți drepți, neprihăniți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, este o încurajare. Vine o zi în care acea dreptate care mi s-a dat în dar va fi vindecată, va fi arătată ca și ceea ce este. Și vestea proastă este că El face dreptate. Și că eu și cu tine nu suntem drepți. Niciunul dintre noi, după orice standard de moralitate, nu se poate considera drept. După propriul standard de moralitate, nu te poți considera drept. Toți tânjim după dreptate. Când suntem furați, vrem ca să facă dreptate. Când suntem batjocoriți, vrem ca să ni se facă dreptate. E, dar când furăm, când batjocorim, dreptatea se va face. Și asta este pentru cei care sunt îndreptățiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos cea mai mare încurajare. Faptul că orice nedreptate care am suferit-o aici și acum pe acest pământ va fi îndreptățită de Hristos. Orice suferință prin care am trecut, orice batjocoră care am suferit, orice pierdere care am suferit-o, va fi îndreptățită de Hristos. Și vestea rea este că orice batjocură care am săvârșit-o, orice crimă care am comis-o, va fi pedepsită de Hristos. El va face dreptate. Va fi o zi în care vei sta înaintea unui judecător drept și vei fi judecat după dreptate, după faptele tale. Care va fi apărarea ta? Totul este plin de trupuri moarte. El zdrobește capete pe toată întinderea țării. Știu că nu ne place astăzi să vorbim despre un asemenea Dumnezeu. Să vorbim despre un Dumnezeu care va coborî din slavă să judece lumea și în urma lui va lăsa trupuri moarte. Și să va vărsa sânge. Și va zdrobi națiunile. Dar la fel de adevărat cum este că Dumnezeu este dragoste și este bun, este adevărat că Dumnezeu este sfânt și că mânia lui Dumnezeu se dezlănțuie împotriva oricărei încălcări a legii lui. Asta este realitatea care o așteaptă cei care nu se încred în Domnul Iisus Hristos. Cei care nu sunt mântuiți prin jertfa Lui, așteaptă moartea, așteaptă zdrobirea, așteaptă nimicirea lor. Și oricât de mult ai nega și ai încerca să-ți distragi atenția de la această realitate, ea este o realitate. Dacă eu mă duc afară să trec strada, faptul că eu nu cred în mașini, nu mă ajută cu nimică dacă nu mă asigur când trec strada. Nu? Când mă strivește mașina și ajung la spital și cu oasele rupte și sângerez tot și mă întreabă asistenta de la urgență, bă, dar ce-o trecut prin capul tău? Doamne, dar eu nu cred în mașini. Ești nebun. Nu? Dacă eu mă urc la etajul 7 sau câte are blocul ăsta, noi suntem biserica de la bloc, și zic, bă, eu nu cred în gravitație. Eu nu cred în legea gravitației și pășesc de pe acoperiș. Mă ajută la ceva? Asta este nebunia omului care crede că rezolvă ceva prin simplu fapt că neagă existența lui Dumnezeu. Eu când discut cu atei, le spun, mă, vrei să fii ateu? Nu e nicio problemă. Dar fii sigur de ceea ce crezi. Tu crezi că nu există Dumnezeu. E dreptul tău să crezi asta, dar fii sigur.
Pentru că miza este eternitatea ta. Dacă n-ai dreptate, vei plăti grav pentru că ai mizat greșit. Biblia vorbește despre o zi a judecății în care toți cei ce s-au încrezut în Domnul nostru Iisus Hristos vor fi îmbrățișați de Dumnezeu, vor sta în prezența Lui pentru eternitate și se vor bucura în El pentru eternitate. Și toți cei care L-au respins pe Dumnezeu și toți cei care s-au împotrivit lui Dumnezeu și toți cei care au încălcat legea Lui dreaptă și sfântă vor plăti pentru eternitate, pentru păcatele lor, care nu pot fi plătite și nu pot fi șterse niciodată. El bea din părău în timpul mersului, de aceea își înalță capul. Ultimul verset și ultima încurajare și avertisment. Și este aceasta. Acea zi vine cu grabă. Domnul nostru, împăratul nostru, mântuitorul nostru, vine cu grabă. El bea din părău în timpul mersului. Nu are timp să se oprească. Misiunea care i-a dat-o Tatăl o săvârșește cu grabă. Mi se pare nouă că durează cam mult. 2000 de ani. Ce-s 2000 de ani pentru Dumnezeu? Acea zi vine cu grabă. Acea zi pentru tine și pentru mine s-ar putea să fie mâine, ziua în care vom sta înaintea lui Dumnezeu. Acea zi vine cu grabă și în acea zi El își va înălța capul. El își va ridica capul deasupra popoarelor și va fi evident că biruința este a Lui. Nu mai zăbovi, crezând că mai ai încă timp. Nu mai te amăgi singur, crezând că mai poți aștepta. Că Dumnezeu cu siguranță nu vine mâine. S-ar putea ca să te duci tu la El. În ziua asta. În seara aceasta. Acea zi vine cu grabă. Este cea mai mare încurajare pentru cei care așteaptă acea zi. Acea zi ar putea să fie pentru mine mâine. Acea zi ar putea ca să fie la nivel istoric, în curând. Mântuitorul meu, Domnul meu, împăratul nostru nu zăbovește. Nu pierde timpul pe drum. Ci îndeplinește misiunea care o are de la Tatăl îndată. În momentele în care ești descurajat. În momentele în care cred că Doamne, parcă nu mai pot încă o zi. Nu mai rezist încă o zi. Nu mai am putere pentru încă o zi. Ce încurajare să știu că Mântuitorul meu nu zăbovește. Că El se grăbește ca să ajungă la mine. Că El vine îndată și că victoria Lui este iminentă. Iar pentru tine, cel care nu-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, cel care nu ești într-o relație corectă cu El, este cea mai mare problemă și avertisment. Ziua aceea este iminentă. Astăzi s-a dus la cunoaștere această realitate. Și astăzi ți se poruncește ca să părăsești păcatele tale, să te întorci spre Dumnezeu, să accepți mântuirea care vine în dar, iertarea păcatelor prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, care astăzi șade la dreapta Tatălui și domnește, care astăzi revarsă din harul Său peste noi, care în acea zi va veni ca și Domn și Judecător și va judeca lumea aceasta după dreptate. Aș vrea ca să plecați fiecare dintre voi în această dimineață de aici încurajați, dar doar dacă aveți o credință adevărată în Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că atunci aveți toate motivele din lume ca să fiți încurajați și să aveți o nădejde vie. Dacă nu, aș vrea să plecați avertizați și apăsați de realitatea că sunteți sub mânia și judecata lui Dumnezeu. Hristos va reveni în slavă și va judeca această lume. Nu vreau să plecați cu o falsă siguranță sau încurajare. Și vreau să plecați conștientizând pericolul în care vă aflați și nevoia de împăcare cu Dumnezeu, de iertare prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.